Suspecții ar fi băut în bar de toți leii pe care i-au avut în portofel. Au mai dorit două beri, însă nu mai aveau în buzunar decât euro. Vânzătoarea n-a acceptat moneda europeană și le-ar fi spus să aștepte până a doua zi. Supărați, cei doi tineri au declanșat scandalul. În sprijinul vânzătoarei au sărit și alte persoane care s-au ales cu pumni și picioare. Din bar, bătaia s-a mutat în stradă, chiar în fața sediului poliției din comună. Speriate, victimele au trecut strada la oamenii legii, cărora le-au cerut ajutor. Deplasându-se la fața locului, polițiștii au identificat autoria agresiunii, fiind vorba de doi băieți cu vârste de 27, respectiv 34 de ani, aceștia fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe. Până în prezent, patru persoane au formulat plângere prealabilă, depunând și certificat medico-legal la poliția din Giubega. Dacă vor fi găsiți vinovați, presupușii agresori riscă să stea după gratii până la 3 ani.